Rând pe rând, secțiile non-COVID își suspendă temporar activitatea sau și-o restrâng din cauza infectării personalului medical cu SARS-CoV-2. Medicii sunt nevoiți să găsească soluții pentru asigurarea asistenței medicale pentru pacienții care au nevoie de ajutorul lor. A trebuit să-mi reduc activitatea la nivelul unei secții, a unui compartiment din secție, la etajul 3. Și acest lucru înseamnă ca să nu mai primim pacienți cu boli cronice, pacienți cu recidive. Și nu știu ce se va întâmpla. Acești oameni, nu știu ce soluții se vor găsi pentru ei, pentru că suntem obligați acum datorită lipsei personalului. Mai avem foarte puține asistente și infirmiere. Să reducem activitatea, deci să primim decât cazurile grave, accidentele acute, cărora suntem obligați să le dăm primul ajutor. Secția de compartimentul de terapie neurovasculară sau tromboliză, cum îl știți dumneavoastră, funcționează. Și plus accidentele vasculare, care le internăm în secția de terapie acută, rămânând la etajul 3 decât două saloane de vasculari, care urmează, îi coborâm pe cei de sus, care sunt reabilitați puțin, și un salon tampon. Cum vedeți situația pe viitor, evoluția cazurilor? Medicii sunt sceptici că măsurile impuse de autorități vor conduce la reducerea ratei de incidență a îmbolnăvirilor cu noul coronavirus și se tem de ce este mai rău. Ei fac apel la cetățeni să fie conștienți de pericolul pe care îl reprezintă infectarea cu COVID-19 și să respecte normele de prevenire a răspândirii virusului chinezesc. N-aș vrea să creez panică și mi-aș dori foarte mult ca românii să înțeleagă că respectarea acestor măsuri înseamnă salvarea vieților și a familiilor lor, dar cred că la ora actuală intrăm într-un puseu acut. Se spune că suntem pe un platou, eu nu cred în niciun platou. Sunt oarecum circumspect că aceste măsuri vor duce la întreruperea lanțului de infecție cu COVID. Vicepreședintele Comisiei de Sănătate, senatorul de Olt, Renică Diaconescu, consideră că singura măsură care ar putea da roade în lupta cu noul coronavirus este ruperea lanțului de transmitere. Dacă ar fi ministrul sănătății, acesta ar lua pentru 2 săptămâni măsuri dure, dar eficiente. Eu aș introduce România în 2 săptămâni de totale și aș întrerupe lanțul și atunci i-aș lăsa pe oameni de sărbători să-și sărbeze Crăciunul și Anul Nou alături de familie. Așa nu se știe. Deci dacă nu se întrerupe complet lanțul de transmitere, va fi grav. Autoritățile din Olt au raportat astăzi 162 de noi cazuri de infectări cu SARS-CoV-2. Numărul oltenilor infectați de la debutul pandemiei a ajuns la 6205. Oltul a înregistrat până acum și 155 de decese cauzate de infectarea cu noul coronavirus.